Vineri 27 septembrie a avut loc Noaptea Cercetătorilor Europeni 2024. Fiecare țară organizează propriile activități, iar în România au avut loc evenimente și întâlniri cu oameni de știință în 21 de orașe din țară. În județul Hunedoara s-au organizat evenimente dedicate Nopții Cercetătorilor în Deva, Hunedoara și Petrila. La Deva, gazda și organizatorul evenimentului de talie europeană a fost Colegiul Național Decebal. Ediția de anul acesta a fost mai săracă în materiale promoționale, dar mult mai bogată în activități. Multă lume s-a gândit să ne ajute și să aducă tehnologie și tehnică din ce în ce mai modernă și să nu mai facem experimente de chimie din alea banale cu să puște ceva pe acolo sau să miroase ceva, ci să facem niște experimente super. Și au venit în ajutorul nostru laboratoarele care le vedeți în spate, laboratoare de la APAPROD, de la Mediu, laboratoarele de la Poliție, de la Criminalistică și o să ne spună și Poliția Rutieră. Au venit radioamatorii din zonă, care anul ăsta am fost așa de harnic și noi am anunțat, dar ei știu că trebuie să vin, așa că vin. Au venit cei de la Clubul Copiilor, care întotdeauna ne aduc aminte că și ei există și ne bucurăm că sunt. Au venit copiii cu telescoape, care o să vedeți că sunt superbe. Și a venit în ajutorul nostru Aeroclubul, pentru prima dată la noi aici, adică pentru prima dată la Noaptea Cercetătorilor, pentru că ei au mai fost de mai multe ori la noi. Și mulți dintre copii sunt prezenți la Aeroclub și este o invitație suplimentară să fiți acolo. Așa că o să vă rog să fiți alături de ei și o să vină și încă cineva cu un deltaplan motorizat, Horațiu Vulcan. O să vină imediat să-l aduc aici. Deci aveți ce vedea. Avem o mașină electrică de la activitatea noastră Electromobilitate și Roboți. Și cred că toate aceste lucruri vă vor crea o nouă impresie și o nouă idee despre ce înseamnă tehnologie modernă, să ieșim din băncile școlii și să intrăm în lumea adevărată a tehnologiei. Cu asta veți lucra. Pentru că și noi suntem un pic specialiști în tehnologie, v-am spus că înăuntru avem Clubul de Robotică și ei vor demonstra puțin pentru început pentru ce înseamnă tema de anul acesta. Avem niște roboți pe care să-i manevreze cei care își doresc să facă, să-și găsească dexteritățile dacă sunt suficient de buni și câteva experimente de fizică care, chiar dacă sunt mai micuți așa, sunt interesante. Noaptea Cercetătorilor Europeni are scopul de a evidenția diversitatea cercetării și inovației, arătând impactul direct pe care acestea le au asupra vieții de zi cu zi. Iar diversitatea proiectelor prezentate la Colegiul Național Decebal din Deva au rolul de a inspira pe tineri să urmeze cariere în cercetare și inovație, domenii esențiale pentru viitorul Europei. Printre acestea, calitatea apei și a aerului. Mi se pare foarte interesant și este un prilej de a aprofunda chimia și mai ales ingineria mediului și putem învăța mai multe lucruri pe care nu le putem face în cadrul școlii. Mă pasionează științe, precum chimia, fizica, biologia, geografia și mai ales matematica. Aici sunt prezentate foarte, foarte multe din acestea. Aici, în spatele meu, sunt sediile mobile pentru studierea și luarea probelor pentru analiza aerului și calitatea apei. În stânga mea sunt niște echipaje de poliție ce prezintă și cumva ne îndrumă ce este bine și ce nu. Astăzi am văzut poate unul dintre cele mai mari evenimente bazate pe știință de la noi din oraș, unde elevii de liceu pot să participe la diferite activități, unde sunt implicate mașini electrice, robotică, fizică, chimie, biologie și alte științe, dar avem și planorism, avem astronomie și așa mai departe. Este un eveniment cu adevărat inedit pentru orașul nostru și pentru copiii aspiranți de diferite științe. În esența sa, Noaptea Cercetătorilor Europeni celebrează spiritul tinerilor de curiozitate, descoperire și creativitate.